Prioritate, ce înseamnă prioritate? Prioritate, dai drumul înainte. Lucrurile care se te ocupi mai întâi, așa? De exemplu, dacă luăm Evanghelia după Matei, capitolul 6, cu versetul 33, acolo scrie așa, căutați mai întâi împărăția cerului și împlinirea. Și toate celelalte se vor da pe deasupra. Care e prioritatea? Împărăția. Acum, revenim la practic. Pentru noi, care e prioritatea? De luni până sâmbătă să facem tot ce vrem noi și duminică împărăția cerului, da? Cam asta e prioritatea la majoritatea. După... Trist este că și acei evanghelici. Cam tot pe acolo. Cam tot pe acolo. Zice, vă amintiți că vă stăm neamă tot de cap. Să nu vă faceți case și să locuiți în corturi? Ca să știți că sunteți călători pe acest pământ? Vă amintiți, da? Învățătură bună pe care a dat-o recap copiilor săi. Dar noi, parcă nu căutăm patria din cer. Nu-i așa? E prioritate. Asta un semn de întrebare și un semn de cercetare pentru mine și pentru dumneavoastră. Hai să vedem la pasajul pe care l-am citit. Evanghelistul Luca scrie și Cartea Faptele Apostolilor. Da? Și vă amintiți că acolo dă niște priorități pentru biserică? Ei stăruiau în învățătura apostolilor, în legătura frățească, frângerea pâinii, rugăciuni. Toate patru erau prioritare. Nu se împiedicau unele partele. Era nevoie de toate patru. O parte dintre învățături care se dau accentuează pe asta sau pe asta, nu. O biserică care să aibă stabilitate bună stă pe toți cei patru stâlpi. Toate cele patru priorități. Acum noi învățăm despre una dintre priorități, da? Era vorba despre frângerea pâinii. Părtășia la masa Domnului. M-ați văzut dumneavoastră că când am început să împartă Biblia pe capitole și așa mai departe și trimite și așa mai departe, s-a mai strecurat câteva și scrie acolo cina cea de taină. După cum citesc eu, după cum văd eu în Evanghelii, cele trei Evanghelii, că mai ele scriu, Matei, Marcu și Luca, eu citesc că e masa Domnului, pentru că ea a fost o continuare a mesei pascale, care se ținea seara. Da? Se ținea seara. Și seara, când mâncăm, ce zice? Hai să cinăm, nu? Era cina. Dar când a fost problema la Glimboca, de exemplu, că mai serveam cina, masa Domnului și după masa, bă, de dimineață trebuie. Poate de ce spuneți cină? Dacă servim de dimineață. Dimineața e micul dejun, până la urmă. Deci, vedeți câteva controverse. Și e bine să citim și să înțelegem ceea ce se spune. Acum hai să vedem ce consta prioritatea la masa Domnului. Ați observat că de când eram și eu copil și slujitorii Domnului accentuau ca copiii din Glimboca. Mă refer la, și la mici, și la mari, și la bătrâni. Să stea acasă atunci când e masa Domnului pentru Glimboca. Era a doua duminică atunci. Da? Să nu plecăm nici până la alte biserici. E bine ca copiii să fie toți acasă. Da? Și nu era rău, așa? Era bine. Aveam părtășie la masa Domnului. Da? Domnul Iisus a făcut lucrul ăsta cu ocazia mesei de Paști, de Pesah. Da? De când a început să facă această sărbătoare să fie pentru Israel? Vă amintiți? Era data de 14 spre 15 Nisan. Cumpărau mielul în data de 10 și asta a început din Egipt. Vă amintiți? Din Egipt a început. Și a instituit-o asta Dumnezeu prin robul său Moise și a spus, asta e o lege veșnică. În ziua de astăzi, sărbătoarea de Pesah se sărbătorește în poporul Israel la fel. Să nu uite niciodată, continuată cu sărbătoarea zimilor. Să nu uite niciodată că au fost robi în Egipt. În cadrul acestei sărbători, în seara în care Domnul Iisus i-a chemat, în sala de sus, au fost toți cei 12 apostoli.
Dacă vă uitați celebra pictură a lui Leonardo da Vinci, arată acolo o masă, da? Vreau să vă spun că nu era masă atunci. Nu erau nici scaune. Ei serveau, ca și acum, în multe locuri, serveau jos. Și era acea părtășie, legătura una lângă alta. Toți erau în jurul Domnului Iisus. Poate unii de o parte șase, de altă șase, Domnul Iisus la mijloc. Da? Și în cadrul sărbătorii de Pesac se servea vin, azin și miel. Da? Ei, după ce s-a terminat toate acestea, unii pun ordinea, o ordine, alții altă ordine. Hai să vedem cum spune ei. Și e valabilă și una și alta. Până la urmă, esențialul e învățătura. Când a luat o pâine, și pâinea, vă amintiți din predicile lui, în Evanghelia după Ioan, capitolul 6, când spune, eu sunt pâinea vieții. Adevărata pâine care s-a pogorât din cer, sunt eu. Părinții voștri au mâncat mană în pustie, dar adevărata pâine sunt eu. Eu sunt. Vă amintiți? Eu sunt înseamnă tetragrama lui Dumnezeu. Adică a fi. Și asta înseamnă, așa cum vorbeau cei de atunci și de acum, folosind cuvântul acela în care nu-l rostea nimeni, singurul care a primit tetragrama, așa a fost, Moise. Moise a transmis-o mai departe, doar marele preot, și a mers în, și se rostea o dată pe an numai. Și asta, sărbătoarea ispășirii. Și o rostea doar marele preot. Cuvântul pe care îl foloseau evreii, rabinii evrei, și care îl folosesc și la ora actuală, e înlocuit acolo, nu putea să scrie oricine tetragrama asta. Cum v-a spus Moise și ceilalți. Așa. E cuvântul Adonai. Adică Domnul. În limba noastră, împăratul. Dar un împărat nu după pe pământ. Un împărat al împăraților, așa cum e descris în Apocalipsa la capitolul 19. Domnul domnilor și împăratul împăraților. Adonai. Da? Și când la sărbătoarea aceasta Domnul Iisus ia pâinea și o împarte după ce zice a mulțumit. După ce a mulțumit, cui? Lui Dumnezeu. Da? Când spune a binecuvântat, că nu spune mai mult, a binecuvântat. A binecuvântat pe Dumnezeu. Domnul Iisus întotdeauna când face minunile, binecuvântează pe Dumnezeu. Mulțumește lui Dumnezeu. Citiți în Evanghelie și vă veți convinge. Da? Și acum zice, aceasta luați și mâncați. Aceasta este, este. Nu va fi. Este trupul meu care se frânge pentru voi iertarea păcatelor voastre. Se frânge. Vorbește într-un fel la viitor, așa e? Că nu s-a realizat atunci. Nu era realizat. S-a realizat după câteva ore numai. Acesta este. O parte dintre învățăturile de atunci până acum spun că atunci când spune este, el zice că trupul, pâinea, se transformă în trupul Domnului Iisus. Ceea ce e fals. Ea nu se face, nu se transformă, transmuțierea, cum spun ei. Da? Nu se transformă. Doar, cum spunea Apostolul Pavel, ori de câte ori mâncați din pâinea aceasta și beți din paharul acesta, vestiți moartea Domnului până va veni El. Deci nu se face transformarea aceasta cum crede unii. E acea părtășie cu trupul Domnului Iisus. Părtășie așa cum a venit Domnul Iisus împreună cu noi. Când vorbește despre vin, spune, acesta este sângele meu. Sângele legământului. Legământul cel nou pe care Domnul Iisus l-a inițiat
întotdeauna legămintele să pecetuiesc cu sânge. Dar nu cu orice sânge. Sângele simbolizează viața. Și atunci când sângele se varsă, înseamnă că moare. Vorbește despre moartea Domnului Iisus, de faptul că El, în legământul cel nou, prin credința în El, așa cum spunea Apostolul Pavel, știți voi sau nu știți voi că atunci când ați fost botezat, în Epistola către Romani, capitolul 7, când ați fost botezat, ați fost botezat în moartea Lui. Deci sângele acesta simbolizează viața pe care Domnul Iisus a plătit prețul răscumpărării noastre. Și totodată legământul ăsta nou, pecetuit cu sângele Domnului Iisus, singurul sânge curat care a fost posibil să satisfacă dreptatea lui Dumnezeu. N-a mai existat de la Adam și nu va mai exista nici până la sfârșitul veacurilor. Un sânge imaculat, fără germenul păcatului în el. Și a satisfăcut dreptatea lui Dumnezeu în așa fel încât să dea neprihănirea tuturor ce crede în el. Părtășia aceasta e necesară ca niciodată să nu uităm lucrul ăsta. Din relatările lui Justin Martirul, cam prin 146, spune despre această, cum să spun, practică, acest servici care se făcea în fiecare duminică. De atunci am aflat că creștinii se adunau duminică. Nu Constantin cel Mare a dat edictul ca creștinii să adune duminica. Era o practică deja pentru creștinii, bineînțeles, în afară de evrei, care sărbătoreau duminica. Și spune el așa, că în urma unei cântări comune în care cântam toți care l-am adunat, se scula cineva care cunoștea cuvântul lui Dumnezeu și vorbea despre Domnul Iisus, vorbea despre Dumnezeu, vorbea din că nu erau toate cărțile așa legate ca acum, și vorbea din Vechiul Testament, probabil și Isaia 53 și așa mai departe. Și în urma acestora, cel mai bogat, cel mai înstărit, spunea acolo dintre noi, aducea pâine și vin și sărbătorea masa Domnului. Așa se practica deja cu documente reale din anul 146, da? După Biblie. Deci asta a început odată cu jertfa Domnului Iisus. O zi înainte de a depune jertfa. Da. Deci asta este părtășia. Și asta nu înseamnă că și că ne înfructăm sau mâncăm trupul și sângele Domnului Iisus. Și am auzit și printre noi treaba asta. Și m-am mirat că bătrâni care au crescut în biserică mai gândesc așa. Când de fapt, clar, spune Apostolul Pavel, și repet, ori de câte ori mâncați și beți, vestiți moartea Domnului până va veni El. E o prioritate lucrul ăsta. Dacă în trecut se făcea în fiecare duminică, acum o facem o dată pe lună. O dată pe lună ne aducem aminte, dar nu e greșit să facem cum a fost acum circa 2000 de ani. Că întotdeauna ne aducem aminte că nu, spunea Apostolul Petru, nu cu sânge, nu cu aur sau argint a fost răscumpărat din felul de șer de vețuire, ci prin scump sângele Domnului Iisus. Dumnezeu întotdeauna ne cheamă ca stâlp al bisericii să aplicăm în viața noastră de fiecare zi. Să nu lipsim niciunul. Acolo, cum spune la Corinteni, capitolul 11, spune fiecare, dar să se cerceteze pe sine însuși. Și așa să mănânce. Adică nu așa, că mă cercetez și după amândouă să mănânc. Nu, nu? Unii așa au înțeles. Vezi dacă... Vedeți, la masa Domnului spune că a fost și Iuda. A fost și Iuda. Una dintre celelalte evanghelie nu menționează în mod clar. Dar Domnul Iisus a spus atunci, adevărat vă spun că, cum spunem noi acum, printre voi este unul care, sau mai mulți, unul dintre voi mă va vinde. Planul de a-l vinde, al lui Iuda,
Nu s-a născut atunci, în seara aia.